Deci, dacă vrei o lume mai bună, trebuie să te miști în acea direcție. Trebuie să renunți la lucrurile care împiedică lumea să devină mai bună. Știți, când oamenii s-au îmbolnăvit și au început să moară, ei au spus: este mânia lui Dumnezeu, sunt bolnavi, sunt pedepsiți, sau asta e karma lor. Dar atitudinea de cercetare a oamenilor de știință spune: karma e o prostie. Există probabil o mlașină de țânțar cu malarie sau șobolani, ceva de genul ăsta. Sau există o mulțime de produse alimentare care cresc aici și solul este epuizat cu fier și mangan. Și acești oameni suferă de malnutriție și au leziuni cerebrale. Nu pentru că este vorba de karma lor, care e o prostie strict fascistă. Pentru că oamenii nu și-au asumat responsabilitatea să spună: să facem lumea un loc mai bun. Mai degrabă decât să coborâți în genunchi și să spuneți: să nu mai avem război și să avem frăția omului și își permiteți vecinilor noștri să fie pașnici și iubitori. Tot ce trebuie să faceți este să fiți amabili și pașnici și să descurajați războaiele ca atitudini. Asta e treaba în care trebuie să se implice religia. Dacă credeți că există o ființă supremă, ființa supremă ar vrea să faci lucrurile care aduc frăția omului pe pământ. Nu te ruga pentru asta. Fă-o. Nu vă rugați pentru culturile bune de porumb. Să faci și rigați pământul. Creșteți alimente sănătoase. Faceți tot ce puteți pentru a avea grijă de viață. Oamenii de știință încearcă să găsească răspunsuri, nu doar să spună: ei bine, sper că veți avea un an nou fericit. De ce nu-i cumpere o enciclopedie sau un set de cărți sau o muzică bună sau ceva care îi va face viața mai fericită? Iată de unde primești cu adevărat mesajul. Să presupunem că am fost la un doctor cu o gangrenă în această regiune a piciorului, iar medicul l-a spus: stai jos. A scos toate instrumentele, le-a pus pe masă, medic foarte sincer, și l-a spus: crede-mă, sper că infecția ta va dispărea, sper că o va face. Apoi se ridică și pleacă. Ei bine, așa îmi pare că sună limba oamenilor normali. Treaba e să te ridici și să acționezi.